Dragile mele, dragii mei, am revenit după această scurtă pauză cu fostul meu coleg și prieten, Marian, pentru a discuta despre partea de insolvență și faliment. Și acum, așa cum am lansat provocarea și cred că sunteți interesați de acest răspuns, Marian, ar trebui să ne temem de insolvență și eventual de faliment sau e un lucru normal? Nu cred că ar trebui să ne temem, dar ar trebui să luăm în calcul tot timpul. Ar trebui să ne temem când ne faci instructajul înainte de a zbura cu avionul, când ne-am putea prăbuși? Nu știu dacă ar... Nu. N-ar trebui, dar ar trebui să luăm în calcul. Adică să fim atenți în caz de... În cazul... Depresurizării. Puțin, depresurizării cabinelor. Acelui fapt puțin probabil să se întâmple, trebuie să faceți chestia asta. Și cel puțin ar trebui să fii cât mai informat, chiar și pentru acel caz puțin probabil, să te gândești că poate fi. În navigații, din 2018 m-am apucat de sailing și skipper și mă plimb cu barca pe Grecia, să zic așa. În navigații, noi facem un fel, ca skipper, facem un fel de instructaj de... securitate, să zic așa. Și când se urcă cineva pe barcă, nu pot începe, în caz de să spargi barca, vă luați vestii, vă aruncați în mare, tu arăți om la apă, tu să... Nu se mai urcă, deci s-a urcat și apoi coboară de pe barcă. Încep în cazul puțin probabil s-ar întâmpla chestia asta, da? Să spargă barca, să... așa, ce ar trebui să facem? Și fac un instructaj cam cum e în avion la decolare, cam așa fac un instructaj. E posibil să se întâmple, e posibil nu. Unul la suta de mii se întâmplă. Dar trebuie să știi ce să faci. Așa și cu insolvența. E bine să știi ce ți s-ar putea întâmpla în caz de ajungi la insolvență sau ajungi la faliment. Bine, că e o diferență între insolvență și faliment. Păi vreau să le luăm pe rând. Hai, dă-mi, te rog, o definiție a insolvenței, să spunem. Din punctul tău de vedere, nu neapărat cea din carte, dar din punctul tău de vedere ca expert, ce înseamnă insolvența? Din punctul meu de vedere și legal. Cel mai bine. Da. Când simți pe propria piele, să zic așa, că intri în insolvență, ca să ajung la chestia legală, exact. În momentul în care nu mai poți să-ți plătești furnizorii, în lege spune așa, furnizorii cu scadență la 60 de zile. Ești obligat să-ți ceri insolvența ca debitor. Bineînțeles că, în practică, dacă nu-ți plătești un furnizor la 60 de zile, faci toate eforturile ca să-l plătești sau să meargă treaba în continuare. Deci nu imediat duci la tribunal și îți faci o cerere de insolvență. Vreau să vorbesc de insolvență și faliment, în special pentru cei care aplică insolvența sau vor să aplice insolvența sau falimentul cu bună credință. Deci nu vreau să mă gândesc la cei care se pot folosi și chiar pot fi, dacă se folosesc din insolvență și faliment, chiar pot avea probleme, da, dacă te folosești cu rea credință. Dar poți ajunge într-un impas financiar în care să nu mai poți să achiți furnizorii, indiferent cât de multe eforturi faci. Și cum îți dai seama? Când începe executorii judecătorești să-ți bată la ușă. Până la executorii judecătorești, când încep procesele, încep să te dea în judecată. Când nu l-ai achitat la 60 de zile și începi să ai procese. Nu l-ai achitat pe X, mai n-ai achitat unul, faci toate efortul, vezi, n-ai achitat al doilea, al treia, dacă vezi că atunci trebuie să te recunoști, nu în sensul că să te recunoști învins, dar să recunoști că ai o problemă. Și în momentul ăla să recurgi la legea insolvenței, de fapt, ești obligat să recurgi. Conform legii insolvenței, în 60 de zile, facturile care nu le poți achita mai vechi de 60 de zile, în 30 de zile trebuie să-ți declari insolvența prin cer la tribunal. Ce se întâmplă? Toți se sperie de insolvență pentru că confundă insolvența cu falimentul. Și o distinție foarte clar. Tu, în momentul în care, eu zic, insolvența face bine, în momentul când ajungi într-o situație asta, cu bună credință, deci, în momentul în care faci o cerere, se aprobă și recunoști, sunt în insolvență, adică sunt într-o dificultate, nu neapărat... Cam închis. Cam închis sau luați praful de pe toba mare, cum se spune. Sunt într-o dificultate, da? Poți să, în primul rând,
1. Să suspende orice acțiune judiciară sau extrajudiciară împotriva ta. Eu te întreb pe tine, cum poți tu să desfășori o activitate ca agent economic când te trezești cu executorul în curte? Când te trezești cu conturile blocate de ANAF? Când te trezești dat în judecată, vii dimineață și intri pe portal și vezi că te-a mai dat unul în judecată și tot așa? Poți tu să desfășori activitatea curentă? Nu ai cum. Tu ar trebui să produci bani ca să plătești, dar numai de bani nu mai ai chef atunci. Exact. Să produci. Exact. Trebuie să ai, cum să spun eu, într-o situație genul ăsta, trebuie să nu intri în panică. Iar ca să nu intri în panică, ca și pe apă, să zic așa, dacă se întâmplă ceva, trebuie să îngheți momentul. Adică îți dai seama că ai un moment și îl îngheți și te gândești ce fac eu acum. Ce bine ar fi dacă am putea face lucrul ăsta. Dacă noi ne luăm duș de val și ne luăm duș de ego, las că o rezolv eu, că sunt antreprenor. Deci există posibilitatea să îngheți efectiv la momentul respectiv. Exact. În plus, nu ți se mai calculează majore și penalități din momentul deschiderii procedurii de insolvență. Păi niște datorii la ANAF, DIX, s-au acumulat într-o forță alta, sau le-ai declarat, nu știu, un TVA, un profit și nu poți să le achizi până nu desfășori activitatea. Dar nu ți mai calculează majore și penalități pe tema asta. Deci sunt avantaje insolvenții, de a să nu aplici cu rea credință, să recunoști și să nu mergi în ego tău, că noi, ca antreprenori, să zic așa, avem ego ăsta, las că o rezolv, eventual o rezolv singur. Cum să mai plătesc un expert sau un practician când deja am probleme? Sun un prieten sau mă descurc de unul singur sau las că o rezolv eu? Sau ce zice vecinul că vine și-mi ia BMW-ul din curte sau că trebuie să scriu pe toată corespondența că sunt în insolvență sau etăcât? Aici partea negativă, zic, ca insolvenți, pentru că dacă n-ai niște parteneri care au încredere în tine, se pot panica partenerii. Deci am intrat în insolvență, gata, asta s-a dus în faliment și deja se panichează. Dar tu, în rolul tău, în momentul în care se declanșează procedura de insolvență, poți să vii cu un plan de reorganizare a activității pe o anumită perioadă de timp până la 3 ani. Plan care se aprobă de judecătorul sindic și de adunarea creditorilor. În ce sens? Sunt într-o dificultate, am X datorii de dat la creditori. Da? Facem o eșalonare. Pe un an, doi sau trei. Ăsta e planul meu. Îmi desfășor în continuare activitatea și vă plătesc datoriile curente plus o bucățică din restanță. Nu mai zic că poți face un herca de creanțe și poți să le zici tuturor creditorilor, vă pot plăti jumătate din sumă. Dacă sunteți de acord, vă plătesc toți. Da. Și am scăpat și eu și voi de o grijă. Exact. Exact. Și în timpul ăsta, ce se întâmplă în insolvență față de faliment? În insolvență trebuie să îți continui activitatea, deși îți continui activitatea curentă operațională, dar sub supravegherea lichidatorului judiciar. Adică nu ai voie să faci chiar ce vrei. Administratorul judiciar. Să-ți iei bani și să faci cine știe ce cu ei. Adică, nu, din contra, chiar nici nu indicat. Da, da, adică ești supravegheat. Da, ești supravegheat. Adică nu-ți mai iei Mercedes, ca să zic. Tot da, sunt niște fapte care se incriminează, să zic așa, să faci niște contracte frauduloase ca să scurgi anumiți bani prin contracte respective sau să scurgi anumiți bani în favoarea unui creditor, în defavoarea celorlalți, sau etc. De asta e bine să intre în insolvență, intre sub supravegherea lichidatorului judiciar și lichidatorului. În insolvență vorbim de administrator judiciar. Practic, tu devii administrator special și faci ceea ce făceai și înainte, numai că e supravegheat pentru anumite operațiuni. Deci tu îți desfășori activitatea curentă și pentru anumite operațiuni cer voie, să zic așa, administratorul judiciar. Toată chestia asta se întâmplă sub supravegherea judecătorului sindic. Deci nu face fiecare ce vrea, totul se desfășoară conform legii și sub supravegherea judecătorului sindic și conform plan de reorganizare. Scuze-mă, aici există o întrebare. În momentul când începi partea asta, cam cât ar putea să ajungă, să te coste, să spunem? Pentru că lumea spune, domnule, eu n-am bani să plătesc pe alții și acum mai plătesc și un expert în domeniul ăsta, cum ești tu, sau dacă mă costă în instanță, cam care ar fi costurile ca să înțeleagă lumea? Cam cât ar putea să coste? Onorarul administratorului judiciar stabilește prin adunare de creditori, practic, cât îți dispuși creditorii să plătească un administrator judiciar. Sumele sunt foarte mici comparativ cu cât se închipui că ar putea fi. Deci, în funcție de... Cum să spun eu? E altfel, de exemplu, să
administrezi ca administrator judiciar o insolvență în care sunt sute de salariați, sute de bunuri, o activitate economică enorm de mare, normal că onorariul va fi corelat cu ce am de supravegheat. Da. Dacă s-ar putea pur și simplu zi și noapte, ce făcea administratorul să fac eu. Mai rău că am răspundere mai mari decât avea vechi administrator, că eu nu mai permis să greșesc administrator judicial, iar ca administrator statutar... A greșit. În schimb, dacă e o activitate minoră, adică pur și simplu o activitate normală, plătești un om care îți supervizează activitatea. Nu poți să dau o sumă cât ai putea plăti. Nu știu, zi-mi mii de euro, să spunem, 1000, 2, 3, 10 mii de euro, ca și plajă. Pentru o activitate normală, să zic, să stabilești un anual de credit, 2000 de lei, 3000 de lei, cam atât ai o sumă să administrezi o procedură de insolvență, sumă lunară, pentru cineva care își desfășoară în continuare deci, activitatea. Nici măcar, adică un salariu chiar minim. Nici măcar un salariu minim, din punctul meu de vedere. Acum, eu zic ce am văzut în jurul meu și ce mai citesc în buletinul procedurii de insolvență, că nu știu, dacă lichidez, de exemplu, Fortus-ul, n-am ajuns la nivelul ăsta, sunt alte. Sau, normal că acolo am sindicate, am oameni, am bunuri pe care trebuie să le conserv, am atâtea chestii și trebuie să mă implic zi și noapte, normal că acolo cer onorarii. Deci, pentru o activitate mică se poate ajunge la sume foarte mici. Da. Mă rog, mici. Cât de cât normale. De bun simț, zic eu. De bun simț. Hai să vedem partea asta. Dacă ai ajuns la insolvență, cam care ar fi pașii? Deci, ai spus la 60 de zile în principiu, dar dacă vezi că încep să-ți apară portărei, sau cum se cheamă, se spune, la ușă, la poartă, începi să spui întrebarea asta și eventual să mergi în instanță, poți să faci singur cererea asta în instanță sau trebuie să ai un expert alături de tine sau un avocat specializat? Poți să faci singur. Dacă îți place să faci chestia asta singur, cererea e foarte simplă. Chiar am adus un model de cerere. Așa, deci pur și simplu trebuie să atașez bilanță contabil, balanța contabilă. Deci, domnul președinte, subsemnat așa. Și explici în fapt de ce am ajuns. Da. Că nu am au trecut 60 de zile de la scadența facturilor, nu am plătit datorii față de creditori. Și apoi creditorul respectiv. Și apoi în dovedire solicităm așa, în cadrul public cu un scrisul, pui în scrisurile ca să dovedească așa și practic ai o situație financiară anuală. E de bun simț când deschizi o procedură de insolvență să pui un bilanț și o balanță ca să... Așa. O listă completă cu toate bunurile. Nu e bine să-ți treacă prin cap să le înstrăinezi înainte de a deschide procedura de insolvență, pentru că administratorul judiciar și sau lichidatorul în caz de faliment poate reconstitui și reconstitui și anula toate tranzacțiile cu 3 ani în urmă. A, deci se pot face cu 3 ani în urmă? Da, da. Oh, deci trebuie avut grijă la partea asta. Bine că ai precizat. Da, chiar e o greșeală, sunt, cum să spun eu, să te panichez. Mulți ar face chestia asta. Spun, doamne, scap de niște chestii care mă interesează pe mine, da, le vând și apoi la prieteni. O bag în faliment, eventual nu în insolvență. Da, da, nu e bine, pentru că, în final, indiferent ce-i face, ca sfat, să zic, ca antreprenor, indiferent ce-i face, ca activitate, tu trebuie să ai două lucruri pe care să le ții cont tot timpul. Unu, realitatea economică, deci indiferent ce s-a întâmplat, să te duci la realitatea economică și doi, buna credință. Dacă tu îți înstrăinezi toate bunurile, faci plăți preferențiale și etc., nu numai că-s condamnate eventual, să vezi direaua credință, ai făcut-o în mod voit, ți-ai împrăștea bunurile bani și am dat firma în faliment. Se vede lucrul ăsta. Adică cine își propune chestia asta, mai bine nu. Da, se poate vedea în 5 minute, adică noi... Și repede, nu? Foarte repede, da. Mai ai o listă cu numele și adresele creditorilor, ca să știi ce creditori sunt. O listă cuprinzând plăți și transferul patrimonial efectuat în ultimele 6 luni. Tocmai de asta, da? Te poți duce ca administrator judiciar pe 3 ani înainte. Așa, și în rest, lista grupului de interese economic și chestii ca așa, dovada codului unic de registrare și face o copie Xerox după cui și dovada că ai notificat organul competent. Dacă vrei să intri în insolvență, poți să o faci ca administrator. Dacă vrei să intri în faliment, trebuie să ai acordul adunării creditorilor acționarilor. Am înțeles. Da. Ok, bun. Hai să mergem la următorul pas. Ai depus chestia asta în instanță.
care ar fi următorii pași pentru a ști lumea ce se întâmplă? În momentul în care ai depus și numit un administrator judiciar, administrator... Deci, poți să-l numești tu sau ți-l numește instanța? Poți să-l numești tu... Deci în momentul... poți să vii tu cu o propunere? Da, da. În momentul în care depui cererea de insolvență, ca debitor, poți să vii cu propunere, numesc pe cabinet de insolvență, sunt cu Marian. Da, un expert, adică nu vii cu... Nu, vii cu un practician în insolvență. Ah, ok, deci și un expert în domeniul ăsta. Da, și practicianul în insolvență își pune oferta, își depune oferta la dosarul tău. Am înțeles. Dacă nu sunt incompatibilități... Adică să nu fii din familie sau ceva. Din familie să fii tu contabilul care a ținut evidența contabilă și zici, hai că sunt și lichidator, da, să depun, da, cererea și reglăm noi aici balanța, da, și merge și o lichidare. Nu. Ok. Bun. Se numește acesta. Și apoi, ce se întâmplă? Apoi, administratorul judiciar are tot felul de obligații prevăzute în codul insolvenței. Notifică creditorii în public în buletinul procesului de insolvență că firma în insolvență. Deci va trebui să lucrez, că asta nu e treaba ta, ar trebui să lucrez cum ar veni cu acest expert împreună să parcurgi toate etapele insolvenței. De fapt, mai mult e problema, să zic așa, administratorului judiciar, eu plasez... A expertului, de asta zic. Da, eu plasez mai mult... Tu trebuie să-i dai informațiile, probabil. Da, eu plasez mai mult lui. Tu poți... administratorul judiciar face adunare a asociațiilor, te constituie administrator special și începi. Participi, deci tu, cum să spun eu, participi la procedură, dar procedura e administrată, să zic așa, de administratorul judiciar. Tu îți continui activitatea curentă, adică eu nu o să zic nu-ți plăti curentul că trebuie viza mea ca să-ți plătești curentul, viza mea ca administrator sau nu. Te lăsă să faci toată activitatea curentă, dacă începi să închei contracte de consultanță de sute de milioane cu Xulescu și încep să-mi scoți bani în firmă, e clar deci că... Intervin. Da, intervin. Atunci intervin, da. Ok. Presupunând că toate lucrurile merg bine, da? Că, sau rău, da? Care sunt ieșirile, ca să zic, din insolvență? Cel mai rău lucru, să zic așa, e falimentul. Deci, adică, odată te poți duce în faliment, a doua oară poți să-ți revii. Da, da. Deci, practic, pe perioada insolvenței, debitorul propune un plan de reorganizare, care se aprobă de creditor și de judecătorul sindic, în care pur și simplu ia datoriile pe care le are și le eșalonează de la 1 la 3 ani, obligând să le achite din activitatea care o va presta în continuare, ca activitate curentă. Dacă se aprobă planul și tu te ții de el... Fără penalități, ai spus, nu? Fără penalități la debit, de la data deschiderii procedurii. Și asta e important, adică dacă ai scăpat de penalitățile pe 1 sau 3 ani la un moment dat, deci din momentul ăla nu-ți mai... Nu se mai calculează penalități din momentul deschiderii cererii. Păi asta zic. Dar dacă ai calculat până deci atunci, Așa, deci din urmă dar din momentul când ai început, dacă ai spus că durează 1-3 ani acest plan, deci iată că nu mai ai aceste... plăți, să spunem, pe care trebuie să le faci. Da, la datoriile care a intrat în procedura insolvenței. Dacă îți datorii curente și acumulezi din activitatea curentă noi datorii, la alea se calculează penalități de întârziere în continuare. Da. Da, asta e important pentru că scapi, să spunem, de acele datorii la datorii la datorii. Da. Asta, de fapt, e partea. Bun. Deci, să spunem că ai scăpat de o grijă, se dă probabil prin instanță o ieșire din insolvență, eu nu știu de asta te întreb. Da, la final, da, dacă îți respezi planul, îți achizi datoriile curente. Ok, și îți reiei activitatea normală. Exact. Da? Bun. Partea a doua, da? Să spunem partea negativă, în care nu ai reușit să faci acest lucru. Da. Mergi spre faliment. Ce se întâmplă? Ce înseamnă de fapt faliment? Da. Înainte de asta vreau să mai precizez, ca să poți deschide procedura de insolvență, trebuie să ai datorii total de 50.000. Deci dacă sunt mai mici, nu. Mai mici, nu. Mai nu mici înțeles. Poți să te duci prin legea 31, prin Registrul Comerțului și să faci o cerere și să le achizi și să-ți dizolvi firma prin legea 31, dar nu prin legea insolvenței. Asta e singura paranteză. La faliment, ce se poate întâmpla? Nu-ți respecti planul sau nu-ți achizi datoriile curente sau generezi din nou datorii curente mai mari de 50.000. Da. Atunci acel la care ai generat datoriile astea îți poate ceri falimentul. E bine să-ți respecti planul și să fii, să zic așa, cu minte și să faci ceea ce ți-ai propus. Dacă ai ajuns în faliment, în momentul în care ai ajuns în faliment, se dizolvă firma, se ridică toate drepturile,
nu mai ești tu administrator, ești doar cu denumire de administrator statutar. Da? Și toate obligațiile de faliment sunt preluate de lichidator judiciar. Acel administrator judiciar care a avut grijă de tine, să zic așa, și de procedură, se poate transforma în lichidator judiciar. În sens că instanța îl numește în general tot pe el. Să lichideze firma. Să lichideze firma. Deja știi ce s-a întâmplat. Adică să aducă altul e mai complicat. Da. Ce înseamnă lichidarea firmei? Că multora zic că sunt lichidator și cred că vreau să-i împușc. Nu împușc pe nimeni. Deci a lichida o firmă înseamnă a transforma în bani bunurile societății. Deci, practic, eu lichidez bunurile și le transform în lichidități ca să satisfac creditorii. Unul din principiile insolvenței e maximizarea averii debitorului în vederea satisfacerii creditorilor. Da. Deci eu asta fac. Da? Văd dacă ai clienți din casat și ți-i încasez în numele tău, tu nu mai faci nimic administrator statutar. Nu mai ai nicio treabă. Îți vând bunurile conform codului insolvenței. La vânzare direct, vânzarea licitației. Prefer vânzarea licitației deschisă tocmai în vederea transparenței și poți obține, obține mai mult. Da, obține așa. Și practic transform bunurile în bani, în bani și se încasează clienții neîncasați. Ok. După ce se termină acest lucru, poți să ai probleme ca administrator sau nu? Sau cum? Care, să spunem, domnule, am ajuns la faliment, ce mi se poate întâmpla mie ca și administrator, director, patron a acelei firme? Teoretic se pot întâmpla multe dacă ajungem la celelalte principii care, să zic, le-ai încălcat. Deci realitatea faptului economice și buna credință. Deci, la articolul 169 din Codul Insolvenței sunt foarte clare faptele pentru care poți răspunde ca administrator. În principiu, dacă ți-ai desfășurat activitatea cu bună credință și nu există o legătură de cauzalitate între faptele, acțiunea sau inacțiunea ta și faliment, atunci pur și simplu nu ești vinovat pentru producerea falimentului și să zic așa, scăp de datorii. În ce sens scăp de datorii? Să radiază firma, să șterge, să descarcă de orice responsabilități administratorul, lichidatorul, absolut toată lumea. În schimb, dacă te faci vinovat de faptele la art. 169, în sensul că ai folosit bunuri sau credit persoane juridice în folosul propriu sau în alte persoane. Aia a făcut activități de comerț, prestări servicii, interes personal sub acoperirea persoanei juridice. Ai dispus interes personal continuarea unei activități care ducea în mod vădit la insolvență, de fapt la încetarea de plăți și faliment. De asta ești obligat să-ți deschizi. Dacă vezi că nu poți să achizi furnizori mai mari de 60 de zile, în 30 de zile ești obligat să faci cerere. Că dacă nu te poți încadra la articolul ăsta... N-ai făcut-o. Da, la art. 169 alineatul C, că tu în mod voie ți-ai contat activitatea cu toate că știi clar. Că nu poți, că nu poți să faci față, da? Litera D, preferabilă, preferata fiscului și a tuturor, au ținut o contabilitate fictivă. Că și mă interesează mine contabilitatea. Faci contabil ceva acolo, văd eu treaba mea. Ai ținut o contabilitate fictivă, ai făcut dispar documente contabile sau nu ai ținut contabilitate în conformitate cu legea. În cazul neprezării documentului contrariu către administrator judiciar sau achitator judiciar, atât culpa cât și legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se prezumă. Prezumția relativă. Aici este chestia cu acel prezumat. Eu, în momentul în care se deschide o procedură de insolvență sau faliment, debitorul e obligat să predea evidența contabilă. Îi cer balanții, transferul patrimonial. Dacă nu mi-o dă, se prezumă faptul că pare ceva de ascuns. Sau, de exemplu, ce înseamnă contabilitate fictivă sau nu, conform cu ea? Nu-ți depui bilanțul contabil, nu-ți depui raportări la NAF și ăsta. Acum nu știu dacă n-ai avut contabil sau nu ți-a păsat de chestia asta sau ai făcut-o în mod din adins ca să nu știi nimeni ce datorie ai acumulat și ce ai făcut-o acolo. E, ideea eu tot cer, îți pot cere ca lichidator judiciar, că vorbim deja de faliment, îți pot cere ca lichidator judiciar să-mi pui actele la dispoziție, nu mi le pui. Nu o bagi seama, efectiv. Iar atunci, eu pot considera că te încadrez la art. 169, alineatul D sau cât era, da? Că nu mi le dai că ai ceva de ascuns sau ai făcut o contabilitate fictivă. Îți cer antrenarea răspunderii personale
Iar urmează ca tu să vii să demonstrezi în instanță că nu ești vinovat. Și cum poți să vii să demonstrezi? Îți aduci și îți faci evidență contabilă, dacă nu ai făcut. Da, deci Maria, devine problema asta. Da. Vreau să-ți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Eu cred că mai avem multe de discutat și te invit de pe acum să mai continuăm această discuție, pentru că eu cred că putem ajuta cel puțin cu informații pe cei care ne urmăresc, care au o firmă sau care au mici probleme, să spunem, pentru că pot apărea. Și data viitoare vreau să venim și cu exemple de ce poți să ajungi în astfel de cazuri fără ca tu nici măcar să ai vreo vină. Da? Deci te invit să continuăm această discuție. Da, aș putea să spun acum pe scurt. Nu. Vreau să vin data viitoare și să continuăm această discuție. Ok, mulțumesc foarte mult. Îți mulțumesc foarte mult. Eu mulțumesc. Dragii mele, dragii mei, vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Cu voi, cu siguranță, mă revăd data viitoare cu promisiunea că vom continua această discuție foarte interesantă și vom aduce exact și exemple foarte clare din viața de zi cu zi. Vă mulțumesc foarte mult. Toate cele bune.